Salut și bine te-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi vom vorbi despre iPhone și astăzi am să vă arăt cum faceți update-ul la ultima versiune de iOS care a apărut în zilele trecute. Și mai exact iOS 7.0.6, care este cea de a șasea versiune a sistemului de operare pentru iPhone, iPad și iPod Touch. A fost lansată în cursul zilei de ieri de către compania Apple, fără a anunța absolut nimic în legătură cu acest lucru. Cei de la Apple au publicat iOS 7.0.7 pentru toate e-device-urile disponibile în momentul de față pe piață. Cea mai mare problemă pe care o întâmpină acest nou iOS 7.0.6 este faptul că a blocat ultima soluție de jailbreak, adică Evasion 7, cu ajutorul căruia puteam să ne facem jailbreak la telefon. Însă vor apărea în curând soluții noi. Haideți să vă și arăt versiunea pe care o am instalat eu în momentul de față. Da, se vede chiar în jos ecranului, versiunea 7.0.3. Și am să-i fac împreună cu voi, în decursul acestui tutorial video, versiunea la 7.0.6. După ce am introdus telefonul cu cablu de date, vedeți că am primit de la iTunes acest mesaj: A new iPhone software version 7.0.6 este disponibil pentru iPhone-ul Tutoriales iPhone. Download and update. Ok. Vedeți că acum se descarcă update-ul de pe internet. Are undeva la 14 mega, nu este foarte mare. Probabil că din cauza faptului că sunt foarte multe descărcări la ora actuală, merge serverul lor destul de greu. Ok, vedeți că se termină update-ul. Și acum a început să proceseze fișierele pe care le-a descărcat. În momentul de față nu se întâmplă absolut nimic pe telefon. Probabil că o să dureze și la voi puțin această descărcare, tocmai pentru faptul că viteza de internet de pe serverele lor este cam mică. Sau cum am spus și la început, probabil că descarcă foarte multă lume update-urile noi și din cauza aceasta merge mai greu. Da? Vedeți că se creează un backup automat la telefonul nostru. În momentul de față ne-a apărut sigla cu sincronizarea, da? Se vede aici în partea dreaptă. Așteptăm să facă acest backup. În cazul în care merge ceva rău, putem importa oricând acest backup înapoi în telefonul nostru. Ok, și practic acum o să înceapă update-ul. Telefonul nostru s-a restartat. Da, este în recovery mode. L-ați pornit ca să vedeți și voi ce se întâmplă, să nu credeți că la noi nu a funcționat totul bine.
Ok, și acum a început deja descărcarea fișierelor pe telefonul nostru. Acest proces poate să dureze câteva minute, însă așteptăm. Ok, și-a făcut update-ul. Vedeți că acum verifică aplicațiile și tot la ce s-a mai făcut update. În momentul de față, update-ul nostru este cam la 50% terminat. Și acum se verifică fișierele care au fost updatate. Da, updating iPhone firmware. Așteptăm să termine toate fără nicio problemă. O să încercăm pe viitor să creăm cât mai multe tutoriale video despre iPhone, atât despre aplicații, cât și despre jailbreak și încă despre decodare nu putem vorbi, că o decodare la un iPhone este destul de scumpă. Probabil că știți toți dintre voi. În cazul în care aveți alte întrebări legate de iPhone, puteți să ne scrieți în secțiunea comentarii, pentru că colegul nostru, Alexandru, care este un împătimit al e-device-urilor, vă va răspunde fără nicio problemă. Ok, telefonul nostru și-a dat acum un restart și ne vom uita la prima pornire să vedem exact ce soft avem în telefon. Da, iOS version 7.06 se vede aici. S-a făcut update-ul deja. Ok, a pornit și telefonul. Da, se pare că iTools 2013 nu mai suportă iOS 7.06, ca să vă arăt ce se întâmplă pe ecranul telefonului nostru, însă vedeți aici iOS 7.06 a fost făcut update-ul. Atât despre cum facem update la iOS 7.06. Dacă aveți alte întrebări, comentarii, nu ezitați să ne scrieți în secțiunea comentarii. La revedere!